Ciobănașul mincinos. A fost odată un ciobănaș care se plictisea teribil păzindu-și oile. Vrând să se distreze pe seama altora, i-a venit o idee. Într-o bună zi, a început să strige din toate puterile. Lupul! Lupul! Ajutor! Vine lupul și mănâncă oile! Ajutor! Auzindu-l, niște țărani care lucrau pământul în apropiere au lăsat totul baltă și au dat fuga în ajutorul ciobănașului. Când au ajuns înarmați cu sape gata să-l apere pe băiețel și turma lui, l-au găsit pe ciobănaș ținându-se cu mâinile de burtă de atâta râs, căci totul nu era decât o minciună inventată de el. Foarte supărați, țăranii s-au întors la treburile lor. Ciobănașul a repetat farsa de mai multe ori și țăranii au tot dat fuga în ajutorul lui, de fiecare dată și mai supărați. Câteva zile mai târziu a apărut într-adevăr un lup fioros care a început să mănânce unul câte unul toți mielușeii din turmă. Ajutor, lupul! Lupul! Ajutor! Striga ciobănașul înspăimântat. De data asta însă, crezând că iar era vorba despre o farsă, țăranii n-au mai venit în ajutorul lui. Pentru că fusese mincinos, ciobănașul a rămas fără nicio oiță. Așadar, copii, demințiți mereu precum se vede, nimeni vreodată nu vă va mai crede. Sfârșit! Dacă vă plac poveștile noastre, abonați-vă la canalul YouTube Grădinița Online.